Salut, Ahmed! Mulțumim că ți-ai făcut timp pentru noi. Hai să începem cu începutul. Cum ai ajuns la Dinamo ca junior? Nu mai știu exact în ce an am ajuns, sincer. Cred că aveam 9 sau 10 ani. Am jucat un amical contra lor într-o perioadă de iarnă, eram copil și am dat 2 goluri și după ulterior am venit la Dinamo. Îți mai aduci aminte cine te-a abordat, cine te-a văzut? Sincer, nu. Chiar nu mai țin minte exact cum s-a întâmplat. Știu doar că a venit antrenorul, nu de la ei, e un om de acolo, nu mai știu cine exact, și mi-a zis dacă aș vrea să vin la Dinamo. Și eu n-am venit fix în perioada aia, eu am venit 6 luni mai târziu. În 2014 ai apărut la Știrile Sportive cu un interviu pe care l-am postat și noi în trecut. Ce s-a schimbat de atunci în viața ta de sportiv? Multe lucruri, ce să se schimbe? Nu știu ce să zic. S-au schimbat foarte multe lucruri, am crescut în primul rând. Și ce crezi că ar zice Ahmed de atunci, de Ahmed din prezent? Sincer că e mândru că și-a realizat un mic vis, o mică parte dintr-un vis, atât tot. Ai crescut împreună la Dinamo cu băieți ca Borcea, Denis, Amzar, Florescu, Antonio și vă știți încă de mici. Cum a fost pentru voi să ajungeți cu același grup de la junior până în Liga 1? Bineînțeles că e foarte bine să ai colegi vechi aproape. Îi simți ca pe familie și chiar e îmbucurător că am reușit lucrul ăsta împreună. A fost un început foarte dificil de Liga 2. Simțeai că sezonul se va rezuma la jocuri slabe și la o retrogradare în Liga 3? Nu m-am gândit că vom retrograda niciodată. Da, a fost o perioadă slabă, dar nu m-am gândit niciodată că o să retrogradăm sau că ne vom bate la retrogradare. Doar era un moment mai prost al nostru și ne-am revenit. După retrogradare și probabil și în prezent mai există niște interes, ai avut varianta să pleci la Rapid. Ce te-a motivat să rămâi la Dinamo și să luți pentru promovare? Am avut o discuție cu domnul Zăvăleanu atunci și am căzut de comun acord să nu plec. N-a fost dorința niciunui, nici a mea, nici a lui să plec de la club și îmi găsesc motivația la Dinamo și fiind crescut aici, chiar îmi face plăcere să joc. Și bineînțeles a contat și grupul. Bineînțeles, grupul nostru e fantastic, având în vedere ce colegi am. Asta e, să știi că e un factor foarte important. Care a fost momentul în care ai simțit că promovarea nu e imposibilă? După ce am avut seria aceea, fără meci pierdut, nu mai știu, a fost o serie de câteva meciuri destul de bune și chiar simțeam că dacă vom ajunge în play-off, am simțit că vom promova. Nu știam dacă direct, dacă cu baraj, dar știam că dacă intrăm în play-off vom promova. Ai fost protagonistul acelui interviu după meciul cu CSA, urmat de tricoul celebru pe care l-am creat noi, cu Fotbal Șampanie. A fost ăsta un boost de încredere pentru echipă sau mai mult o presiune negativă? Încredere pentru echipă, nu știu dacă a fost, că n-a fost nimic legat neapărat de ei. Ei întotdeauna au avut nu încredere în mine, am avut încredere unii în alții și un factor negativ are întotdeauna. Orice ai face, întotdeauna există lume care nu e mulțumită. Dar pentru tine cum a fost? Cum ai simțit tot valul ăsta de atenție care a fost asupra ta după interviu și după toată nebunia cu Fotbal Șampanie și Dinamo joacă Fotbal Șampanie? Vă dați seama că m-am simțit bine. E îmbucurător când vezi că ai lume alături de tine. Dar am rămas cu picioarele pe pământ. Nu a fost ceva, să zic, care m-a dat peste cap. Doar că a fost o mică vâlvă și atât. Ce exersezi cel mai mult la antrenament? Șuturile la distanță. Deci plănuiești și în meci să le încerci cât mai des. Sper să dau și vreun gol. Ce campionat din afară urmărești? Campionatul Spaniei. Și la ce echipă ți-ar plăcea din Spania să joci? În Barcelona, da. Mai mult. Nu, să zicem așa, sunt fan Barcelona. Asta e obiectivul. Și ai vreun jucător pe care îl urmărești, nu neapărat din Spania, poate și România sau un fost coleg sau cineva pe care îl urmărești și înveți lucruri de la el? Ce jucător îmi place acum mult? Asta e întrebarea. Cine să zic eu acum? Bine.
ce vrei să zici, de Messi, cel mai bun de pe planetă? Bine, Messi atunci, e cel mai bun de pe ăsta, e idolul meu, să zic așa, el e cel mai bun. Și al doilea, Antonio Bordușan. Bine, Antonio Bordușan e mai bun ca Messi, dar are el acum niște probleme. În afară de Mister, ce antrenor anterior de la Dinamo ți-a mai dat atât de mult încredere? Încrederea pe care mi-a acordat-o Mister, nu știu dacă mi-a acordat-o până acum vreun antrenor. Am mai avut parte de momente bune, cum a fost cu domnul Uhrin când m-am debutat, și el e un boost de încredere, dar o încredere susținută ca acum nu cred că mi-a acordat nimeni. Dacă ar fi să setezi un obiectiv al tău și unul cu echipa sezonul ăsta, care crezi că ar fi? Să câștigăm Cupa României și să intrăm în play-off. Care e perechea ta preferată de Adidas? Nike Dunk. Care consider că e punctul la care mai ai de lucrat ca fotbalist? Mental. Și care crezi că e cea mai mare calitate ta? Tehnica. Și mai avem o întrebare, de ce ai nasul atât de mare? Bine, pot să spun de cine e pusă? Da. Nu vreau să jignez sau să fiu, o să știe, o să vorbim, avem o discuție. Poartă numărul 20 la Dinamo. Bine, l-a purtat, că nu l-am mai văzut de mult. Și cu potapă capilară, cum stai? Umblă vorba pe aici, cantor mei. Să nu-și facă griji băiatul cu numărul 20. El e așa, stângaș, știi, juca mijlocaș dreapta, 2004 era. Să nu-și facă griji. Dacă are probleme, să-și ia forcapil de la farmacie, la tăi acolo, știu eu.